seara, bună ziua sau bună dimineața, dragi români de pretutindeni, pentru că ne întoarcem la origini, așa cum ne-am obișnuit, bine ați revenit la un nou episod al RRC Podcast. Astăzi, dragilor, în cadrul istoriei Bucureștiului, vom vorbi despre unul dintre cei mai mari, poate chiar cel mai mare și poate chiar cel mai bogat industriaș al României și vom începe a spune că dacă economia României a atins cote de succes surprinzătoare în perioada interbelică, până în criza financiară din 1929-1933, devenind o țară agrară și, bineînțeles, grânarul Europei, și la capitolul industrie a reușit prin marii săi industriași să ajungă pe locul de top în Europa. Așadar, dragilor, așa cum cred că ați ghicit, astăzi vom vorbi despre Nicolae Malaxa și Imperiul său, o poveste prea puțin știută a industriașului incredibil de bogat și cum a influențat el Bucureștiul. Așa cum Andrew Carnegie, John Rockefeller sau frații Vanderbilt au fost pentru americani, așa a fost Nicolae Malaxa pentru România și în special pentru București, unul dintre cei mai mari industriași și mai bogați oameni din istoria țării. Malaxa a pus România pe harta industrială a Europei prin eforturile sale, însă viața sa trece foarte puțin cunoscută publicului românesc pentru impactul pe care l-a avut în societatea română din epocă. Așadar, iată povestea lui Nicolae Malaxa. Când vorbim despre dezvoltarea puternică a căilor ferate române, uzinelor Faur și Republica, fabricii de ulei Bârlad, întreprinderii Optica Română București, spunem Nicolae Malaxa. Cel care avea să devină unul dintre mari, dacă nu cel mai mare, industriași români din perioada interbelică, se năștea la 10 decembrie 1884 în Huș, fostul județ Fălciu, actualmente Vaslui. Spre deosebire de un alt mare industriaș, Dumitru Marinescu Bragadiru, Nicolae Malaxa provenea dintr-o familie înstărită. Tatăl său, Costache Malaxa, era un negustor de succes, în timp ce mama sa, Elena Ruxandra, provenea din neamul de boieri Bădărău sau Bălălău, bunicul său fiind spătarul acestui neam, ocupând un rang înalt la curtea domnească. La origini, Nicolae Malaxa este aromân epirot din partea tatălui, străbunicul său fiind primul care a venit în Moldova în a doua parte a vieții, mai exact în jurul anului 1818. Numele de familie, deși pare neobișnuit, dovedește că familia sa are vechime între ale meșteșugurilor. Malaxa provine din termenul latin malaxare, care înseamnă a amesteca. Însă în cultura aromână, acest nume era atribuit celor care meșteșugăreau, îndeosebi celor care erau olari. Despre viața și omul Nicolae Malaxa, înainte să devină cel mai influent industriaș al României interbelice, nu se știe aproape nimic. Chiar multe din informațiile apărute și știute sunt contestate de lucrări recente și de dovezi nou descoperite. Marian Rotaru, autorul monografiei Noblețea unei fabrici, Povestea Mândrei, 100 de ani de experiență din 2012, acordă atenție deosebită industriașului Malaxa, fiind fondatorul celei mai vechi fabrici de ulei din țară, încă funcțională, Mândra Bârlad. Corina Bucur, în lucrarea Industriașul Malaxa, a descris cariera de succes a industriașului și a omului de afaceri. Odrasla soților Malaxa nu urmează la Huș nici măcar școala primară. La Iași, opinează Corina Bucur, Nicolae urmează atât clasele primare cât și liceul, compus pe atunci din studiile gimnaziale, urmate de cele secundare. Importante sunt argumentele lui Constantin Dimoftache Zeletin, poet, eseist, traducător, profesor, doctor, medic și biofizician român, care demonstrează că Nicolae Malaxa a urmat liceul Roșca Codreanu din capitala Tutovei, promoția 1901. Se presupune prin extensie că Nicolae Malaxa a urmat inclusiv școala primară în Bârlad, oraș în care tatăl său, Costache, a deținut o casă în apropiere de liceul Codreanu, casă dărâmată în urmă cu aproximativ 30 de ani. Se spune că în epocă, familiile înstărite își îndreptau copiii către școli înalte și mai apoi meserii umaniste, precum dreptul sau finanțele. Însă faptul că industria din România începea să iasă la iveală i-a făcut pe părinții lui Malaxa să se opună acestei tendințe. Astfel că Nicolae a urmat cursul Politehnicii din Karlsruhe, Germania, una dintre cele mai performante din întreaga lume, având în vedere organizarea învățământului românesc din epocă. Probabil că perioada germană din viața viitorului industriaș începe în 1901 sau 1902. Urmează așadar cursurile Facultății Politehnice din Karlsruhe.
Potrivit unor istorici, Malaxa ar fi urmat cursurile acestei facultăți în 1910-1912. Deschidem citatul. Este greu de crezut că Malaxa a copilărit până la 26 de ani. În plus, perioada prea scurtă a studiilor ridică semne de întrebare. Închidem citatul, susține Marian Rotaru. După obținerea diplomei de inginer, Nicolae Malaxa a revenit în Iași, unde a primit susținerea părinților săi când a pus bazele primei sale afaceri, fabrica de ulei Mândra din Bârlad. Un nume ales se pare de la o idilă locală pe care ar fi avut-o industriașul, prima fabrică de acest fel din țară fiind deschisă și în ziua de astăzi, acolo aflându-se o pompă veche de peste 100 de ani, care încă este funcțională. Malaxa ajunge în Bârlad ca inginer pe la 1909, fapt ce reiese din lucrările cercetătorilor bârlădeni care au realizat studii monografice ale orașului, precum și din analiza unor documente de arhivă. Despre venirea lui Malaxa la Bârlad și despre înființarea fabricii de ulei se găsesc informații în Istoria Bârladului, coordonată de Oltea Rășcanu Gramaticu și în Bârlad 2008, repere monografice, realizată de Fundația Dr. C. Teodorescu. În aceste cărți se scrie despre înființarea la Bârlad în 1911 a unui atelier de lucrări metalice, fără a preciza cui a aparținut și nici sub ce firmă a aparținut. Există mărturia directă a lui Vasile Ivaș, bunicul lui Marian Rotaru, autorul monografiei, care a dat asigurări că Nicolae Malaxa a deținut la Bârlad un atelier de prelucrări mecanice prin așchiere, axat în primul rând pe strungărie, o turnătorie și un atelier de reparații auto. La Bârlad, Malaxa a pus bazele unei școli de ucenici, unde tinerii care absolveau școala primară erau instruiți pe banii lui. Acesta se ocupa și de cazarea în regim de internat și de costurile de trai ale acestora, cu o singură condiție: ca tinerii să se angajeze apoi la fabrica de ulei sau la atelierele mecanice. Vasile Ivaș a povestit nepotului său că a fost ucenic la atelierele Malaxa din Bârlad la scurtă vreme după ce tatăl său Iordache a căzut la datorie în luptele de la Turtucaia din Primul Război Mondial. Deschid citatul. Malaxa, fiind un manager care dorea o dezvoltare durabilă, asigura calificarea personalului angajat. Ucenicii de la atelierele sale beneficiau de cazare în regim de internat și de masă asigurată la cantina întreprinderii. Tinerii aveau obligatoriu școala primară absolvită și urmau în paralel ucenicia, pe spatele patronului, cursurile la Gimnaziul Tehnic Bârlad. Tot patronul asigura asistența medicală, închid citatul, precizează Marian Rotaru. Același Vasile Ivaș susține că Malaxa a fost cel care i-a plătit cheltuielile de spitalizare atunci când s-a îmbolnăvit. În plus, tot la Bârlad, Malaxa a înființat și un atelier de reparații auto, în pofida faptului că pe atunci erau foarte puține automobile în țară. Atelierul avea însă clienți fideli, printre care și stațiunea de mecanizare agricolă Zorleni, care își aduceau la reparat mașinăriile acolo Zorleni, prima de acest gen din vechiul regat, și mașinile Regimentului de Transporturi Auto Regina Maria, primul regiment auto din Armata Română. Însă ascensiunea lui Nicolae Malaxa abia de aici începe. Deschid citatul. Veniturile aduse de întreprinderile din Bârlad și sumele rezultate din vânzarea afacerii prin tranzacții făcute în anii deceniului al doilea din secolul 20 permit lui Nicolae Malaxa să cumpere la periferia Bucureștiului un teren viran, unde, începând din 3 august 1921, începe funcționarea unui atelier de reparații locomotive și vagoane. Extinde afacerea și în apropiere de Titan, începând cu 1923. Construiește de la fundație o uzină pentru producerea materialului rulant de cale ferată. Este nucleul uzinelor Malaxa Faur, care, redenumite după naționalizare 23 august, au rămas decenii de-a rândul etalonul industriei românești. Închid citatul, relatează Marian Rotaru. După pierderile și distrugerile din Primul Război Mondial, țara noastră se afla în plin proces de reconstrucție și un element crucial al acestei reconstrucții era rețeaua de căi ferate, care suferise avarii grave în urma luptelor și a bombardamentelor. Grație viziunii sale, Malaxa a achiziționat un teren viran la marginea Bucureștiului, loc unde a înființat la 3 august 1921 un atelier de reparații de locomotive și producție de șine de tren. Iar în 1927, industriașul român beneficiază de prevederile unei legi prin care se încuraja dezvoltarea industriei naționale.
Astfel, el încheie în același an un contract cu Societatea Căile Ferate Române pentru fabricarea unor locomotive de concepție proprie românească, asumându-și riscuri suficient de mari. România nu dispunea de producție de fontă de calitate comparabilă cu cea de peste hotare, motiv pentru care saboții de frână erau comandați de la fabrici din străinătate. Anulările de comenzi, întârzierile și alte momente neașteptate dădeau adesea peste cap planurile CFR. Malaxa începuse să fabrice saboți de frână cu materie primă importată pentru căile ferate române, fapt care l-a îmbogățit pe industriași și l-a propulsat în cele mai influente cercuri din țară. Potrivit unor autori, Malaxa ar fi urmat un stagiu la stația CFR Iași în perioada 1917-1918, când acesta avea 33 de ani. Marian Rotaru aduce alte argumente în lucrarea sa. Deschid citatul. Nu i-au trebuit 17 ani lui Malaxa ca să treacă de la atelierul de reparații la uzina producătoare. Au fost necesari exact 6 ani, adică din 1921 până în 1927. Afacerea s-a extins și în apropierea cartierului Titan de azi, mai precis lângă halta Titan, unde, începând cu 1923, ridică de la zero o uzină, uzina Malaxa, cunoscută și sub numele de Faur. Uzina Malaxa a fost dată în funcțiune în 1927, iar un an mai târziu, aici a fost finalizată prima locomotivă cu abur Malaxa. Uzina era dotată cu aparatură și unelte de înaltă calitate produse în Germania, întocmai ca la fabrica de ulei și atelierul din Bârlad. La început, aici au fost angajați 180 de muncitori calificați germani, care să instruiască pe cei români și să înceapă producția de locomotive. Încetul cu încetul, însă, germanii au fost înlocuiți cu români pregătiți și instruiți intern. Și mai impresionant este că, în plină criză economică mondială, Malaxa tocmai vânduse locomotiva cu numărul 100, dar și că la Malaxa se asigura întregul necesar de locomotive pentru toată România. Iar din 1930, toate componentele locomotivelor erau produse în țară, nimic nu era importat. Fotografiile din 1940 prezintă muncitorii de la uzinele Malaxa în salopete, iar în spațiile de montaj purtau chiar halate albe. Se observă în imaginile de acum peste 7 decenii așezarea ergonomică a utilajelor, spații largi între ele pentru acces, dar și pentru evitarea accidentelor de muncă. Astfel s-a ajuns ca din atelierele de material rulant create în 1921 să se dezvolte concernul Malaxa, care cuprindea din 1933 alături de uzinele Faur, fabrica de țevi fără sudură din oțel Malaxa Tub, aflată tot în București. Diversitatea producției au transformat marca Malaxa într-una din cele mai apreciate din lume. Uzina de țevi era cea mai modernă din Europa, dat fiind că a implementat în premieră continentală procedeul american de laminare Stifel. Uzinele Faur erau considerate a fi de nivel european. Acolo a fost fabricată în 1936 prima locomotivă diesel românească. Locomotivele Malaxa, cele mai puternice din Europa, au deținut calificativ supremația mondială, obținând cele mai importante aprecieri la expozițiile de la Belgrad din 1937 și de la Milano din 1940. În 1945, la uzinele din Reșița, a fost construit automobilul Malaxa, considerat a fi primul automobil românesc. Malaxa a făcut investiții și în construcții, a colaborat cu arhitectul Horia Creangă, nepotul lui Ion Creangă, blocul Malaxa Burileanu fiind considerat astăzi clădire de patrimoniu. La Malaxa, angajații se bucurau de unele dintre cele mai bune condiții și privilegii de muncă din țară. Primeau masa gratuit, aveau parte de asistență socială, primeau uniforme și echipamente de protecție individuale și dispuneau de vestiare și săli de duș. Nu e de mirare că în scurt timp, uzina Faur avea să primească zilnic pe porți peste 8.000 de angajați educați și instruiți de Malaxa. În 1941, Malaxa a fost acuzat de colaborare cu mișcarea legionară și simpatie pentru Garda de Fier, motiv pentru care a fost persecutat de regimul Antonescu, uzinele sale fiind naționalizate sub numele de Rogifer S.A. Ca urmare a bombardamentelor din 1944, care au lovit capitala, conducerea uzinei Rogifer S.A. a luat decizia de a muta în spatele frontului o parte din atelierele fabricii de muniții,
de artilerie și armament, mai precis în împrejurimile haltei CFR Siebel, punct de oprire a trenurilor personale la 24 km vest de Sibiu, în mărginimea Sibiului, lângă pădurea Bărcul Roșu. În momentul arestării lui Ion Antonescu din 23 august 1944, construcția halelor de producție fusese aproape terminată, însă proiectul a fost abandonat. După 23 august 1944, Nicolae Malaxa a fost un apropiat al noului premier Petru Groza, instalat de sovietici. Asta după ce făcuse parte din camarila regelui Carol al II-lea. Motivul era simplu, Malaxa fusese pedepsit de regimul antonescian, astfel că Malaxa își începuse fuga peste hotare, transferând sute de milioane de dolari în bănci americane. Nicolae Malaxa se pricepea la oameni, deschid citatul. Industriașul a prezis că George Emil Palade va lua premiul Nobel pentru medicină, închid citatul. Subliniază profesor doctor în istorie Elena Monu, președintele Academiei Bârlădene. George Emil Palade, pentru care am dedicat episodul 63 al RRC Podcast, născut în 1912 la Iași din familie de intelectuali, tata profesor, iar mama institutoare, urmează cursurile la Universitatea de Medicină din București, iar în 1940 obține doctoratul. Tânărul medic o cunoaște pe Irina, fiica cea mare a industriașului Malaxa. Îi oferă fără rezerve mâna fiicei sale, realizând că Palade, care publicase deja o carte despre histopatologie, are datele unui om de succes. I-a oferit un generos sprijin financiar pentru specializări postuniversitare și cercetare. Irina și George Emil Palade au avut doi copii, Filip, profesor universitar, și pe Georgia, actuală Palade von Dusen, de profesie filolog. Malaxa își îndeamnă copiii să plece din România după al doilea război mondial. Cei doi pleacă în SUA și George Emil Palade începe specializarea în cadrul laboratoarelor Universității Rockefeller. Irina Malaxa moare răpusă de boală în 1969. Flerul lui Nicolae Malaxa nu a dat greș, nici în ceea ce privește geniul ginerelui său. În 1974, George Emil Palade obține premiul Nobel pentru medicină și fiziologie, alături de Albert Claude și Christian de Duve. La sfârșitul anilor 30, România ajunge să nu mai importe nicio locomotivă de fabricație străină, iar CFR achiziționa numai de la uzinele Malaxa. Datorită acestor achiziții, marea criză mondială nu a afectat concernul Malaxa, dimpotrivă, producția uzinelor a crescut. Relațiile industriașului au ajuns până la nivelul tronului României, fiind un apropiat al regelui Carol al II-lea. La 11 iunie 1948, uzinele Malaxa și restul proprietăților sale au fost naționalizate, uzinele fiind denumite 23 august și fiind privite ca un motiv de mândrie și un simbol al luptei muncitorești. Socialiștii l-au păstrat însă pe Malaxa, numindu-l consultant economic de către guvernul Petru Groza. Acesta a profitat de momentul în care a fost trimis într-o delegație comercială la Viena și nu a mai revenit în România, emigrând apoi în Statele Unite și stabilindu-se la New York. Malaxa a cerut drept de rezidență permanentă în Statele Unite ale Americii. În anul 1948, senatorul republican Richard Nixon, viitor președinte al SUA, a încercat să introducă în Congres o lege care să-i permită industriașului să obțină dreptul de ședere pe teritoriul american, dar Congresul s-a opus. Deși a încercat să revină în afaceri, Malaxa nu a mai avut parte de succesul de care se bucura în România, în lipsa comenzilor de la stat. În 1951, Malaxa, bun prieten al lui Nixon, a deschis în orașul natal al acestuia compania Western Tube, care nu a produs însă niciodată nimic. În 1965, americanii decid expulzarea lui Malaxa și acesta risca să fie deportat în România, unde socialiștii îl condamnaseră la moarte în contumacie, motivul fiind că a produs armament și muniție pentru armata română când țara era aliată cu Germania nazistă. Deschid citatul. Capul de acuzare l-a constituit faptul că în uzinele Malaxa s-a fabricat armament utilizat în războiul contra URSS. Războiul se terminase în 1945, țara era din 1944 sub ocupație sovietică, procesul așa zișilor criminali de război avusese loc în 1946. La uzinele Malaxa
s-a fabricat muniție și s-au construit autoșenile militare și producția era legiferată prin Planul Național de Apărare. Acuzația a venit abia în 1948 după fuga industriașului. Nu numai că legea penală nu se aplică retroactiv pentru ceva care era legal la un moment dat și incriminat ulterior, mai ales că armamentul produs de Malaxa a înzestrat armata română. Închide citatul, argumentează Marian Rotaru. Max Auschnitt, vestitul industriaș evreu, partener de afaceri cu Malaxa, își pune la bătaie banii pentru ca Nicolae Malaxa să nu primească viză de ședere în SUA. Pentru operațiunea sa, constând în denunțuri făcute către FBI, el apelează la români, inclusiv politicieni, refugiați în America din țara sovietizată. La rândul ei, pentru a se apăra, Nicolae Malaxa apelează tot la români, precum Nicolae Rădescu, beneficiar, așa cum dezvăluie celebrul memoriu CIA, adresat către FBI de la 11 mai 1948, al unor subvenții de la Nicolae Malaxa. Tot Max Auschnitt denunță pe Malaxa că a colaborat cu Garda de Fier, Malaxa ajungând să fie astfel acuzat. În 1965, americanii decid expulzarea lui Nicolae Malaxa și risca să ajungă în România, țara care l-a condamnat la moarte. Moare în 1965, probabil la New York, înainte de a fi expulzat. Dragi români de pretutindeni, acestea fiind spuse, am consemnat. Dacă v-a plăcut acest episod, dați-ne un like sau un comentariu ca să știm de voi, iar dacă n-ați făcut-o încă, dați subscribe la canal. Toate cele bune în continuare!